Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Atunci propun să începem și îți super mulțumesc, Andreea, că ai acceptat invitația mea. Cu drag. Iar prima întrebare este, pe cine admir cel mai mult și de ce? Admir cel mai mult, persoana pe care o admir cel mai mult este Anastasia Soare. Da. Pe care am întâlnit-o acum 10 ani. 10 ani. Și, da. Și este persoana care mi-a marcat viața, pot să spun asta, pentru că am învățat foarte multe lucruri, am crescut foarte mult datorită ei și mi-a dat posibilitatea să mă dezvolt și să... A creat contextul, exact. În regulă. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai descoperit în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv, să-l numim? Am învățat să fiu mai relaxată. Mai relaxată? Da. Și mental și fizic? Și mental și fizic nu foarte mult, dar mental da. Și mi-am dat seama că trebuie să iau fiecare lucru așa cum este. Și pentru că muncind pentru acel lucru, o să pot să-l schimb. Dar cred că vine dintr-o relaxare mentală. A fost o alegere de moment sau au fost mai multe lucruri care au dus către ea? Au fost lucrurile care au dus către această relaxare oarecum, pentru că începi să ai mai multă încredere în tine. Crești, ca să nu folosesc alt cuvânt. Și din motivul ăsta cred că faci lucrurile mult mai bine, mult mai gândite. Da. Și ești mai chibzuit în alegerile pe care le faci și deciziile pe care le iei. Bine. Următoarea întrebare. Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau concept, care ar fi acela? Să urmărească un lucru de la început până la sfârșit. Eu nu mă mulțumesc niciodată cu un lucru unde mi-am făcut eu partea mea, dar acel lucru nu s-a întâmplat, nu s-a finalizat, ci trebuie să-l urmăresc până la sfârșit. Să aibă un final. Să aibă un final. În concret, că, cumva. Exact, pentru că altfel nu pot să mă mulțumesc că doar eu mi-am făcut partea, dar ceilalți au pierdut pe drum și lucrul nu e făcut. Mă interesează finalitatea și cred că asta contează, e cel mai important lucru, să putem să vedem acel final realizat, să ne bucurăm de munca noastră pe parcursul procesului. Să ne bucurăm de munca. Da. În regulă. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Cred că businessurile mele pe care le am, clar au dat roade. Da. Atât Victoria Gallery, cât și Anastasia Beverly Hills. Sunt două branduri pe care le-am creat. Sunt copiii mei, investesc enorm de mult în ele, mă preocupă și sunt tot timpul involv 100%. În regulă. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu îl consideri nebunesc? Cred că să muncesc 20 de ore pe zi, pentru mine este ceva normal. 8, nu chiar 20, să nu fiu între 18 și 19 ore pe zi. 20 e mult. 20 e mult, dar 18-19 este ceva lejer și pe care eu îl consider normal. Bine, Andreea. Asta e realitatea. Asta mea. Asta este a ta. Da. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Be kind, be nice. Pentru că toate se întorc. Ce de aia primești. Exact, ce de aia primești. Asta este regula mea pe care o urmez de la a parca mașina și a mă gândi la cei din jur până la, nu știu, cele mai mici lucruri pe care le fac, trebuie să nu aduc atingere. Micro-macro nimănui. E același exact. Principiu în spate. Și trebuie să fiu eu împăcată cu mine, pentru că altfel nu pot să trec la un lucru, la un alt lucru, dacă nu știu că am făcut bine.
Sunt curios acum că dacă sunt 19 ore de muncă pe care le-am menționat, da. Întrebarea asta e despre focus. Și ce faci când nu te poți focusa sau concentra pe ceva anume? Dacă apar situații de genul. Mă rog. Te rogi. Da. Sunt partea mea spirituală, cred că, și asta sunt, cred în Dumnezeu și asta mă ține, mă echilibrează. Ancorează. Da, 100%. Ok, ideea de rugăciune. Da. Foarte tare. Always. Dacă fericirea ar fi moneda națională, ce muncă te-ar face bogată? Cum ai deveni bogată? A zice că ceea ce fac acum aș face în continuare. Ce tare. aș face, nu aș schimba nimic din ceea ce fac. Indiferent. Ai rămâne în acea zonă. Da. Și asta ar fi. Sunt, iubesc fiecare minut al muncii mele, al vieții mele, a ceea ce am realizat. Așa se produc cele 19 ore, nu? Evident, altfel e cam greu să reziști în fiecare zi. Bine. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? Așa cum îți spuneam, este Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Asta ar fi. Da, totally. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiența respectivă? Am avut și sunt, nu pot să-ți spun că sunt zile în care mă trezesc dimineața și mă gândesc că ok, și acum am de făcut foarte multe lucruri și până când încep să îmi câștig încrederea în mine în următoarea oră sau trebuie să lucrez cu mine pentru că zilele sunt, viața nu este atât de frumoasă și nu totul e roz. E ca un plecat la luptă și înainte să, așa spunea și Anastasia, că se simte ca un warrior care se trezește dimineața, pune mâna pe sabie și trebuie să meargă la luptă. Fiecare zi are challenge-urile ei și atunci am învățat să lucrez cu mine, pentru că doar lucrând cu mine pot să trec peste orice. Totul vine din puterea mea, practic. E vorba de acel dialog interior care are loc sau mai degrabă sunt și, nu știu, lucruri exterioare sau pe care le faci, asculți muzică, e, nu, contează ce? Nu, vine din interior. Din interior tot. E din interior, da, nu am, nu știu, muzica stimul mă relaxează extern, sau da, văd, da. Nu. Vine din interior, trebuie să lucrez cu mine, sunt, trebuie să fiu focusată. Am înțeles. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? Fapt, sunt o persoană competitivă, ambițioasă, de multe ori nu am răbdare foarte multă și aici din cauza răbdării, însă crescând, da, am învățat să am răbdare mai multă. Cred că răbdarea e cea care trebuie să, e cea care m-a și învățat, am și câștigat, am și pierdut câteodată și cred că este momentul acela, trebuie să știi acel moment când să faci anumite lucruri. Am răspuns să... Și îl știi, nu-ți curios eu acum. Ok. Aici are un rol intuiția sau datele? Intuiția la mine. Trebuie să simt, bineînțeles, totul este backup cu date, nu o să fac niciodată nimic din intuiție, trebuie să am acele date în spate. Un minim măcar, un să minim, ai un... dar momentul e... De... Da. Intuiție. Acel simț. Ok. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? Nu am o temere, da, materială. Nu am avut niciodată și pot să-ți spun asta, e o întâmplare amuzantă. Am fost la un astrolog pentru că nu cred în cărți ghicit, însă astrologia e ceva ce îmi urmăresc horoscopul în fiecare zi. Ce tare! Eu sunt iubitoare de pisici. Și mi-a spus că am karma unei pisici. Și am zis, ok, ce înseamnă asta?
Mersul, ai, tu știi și ai acel lucru pe care îl simți că o să cazi tot timpul în picioare. Ok. Nu am, poate vine și din credință. Cred dar, că ajută, da. Bineînțeles, nu cred că, nu mi-e teamă că se poate întâmpla ceva. Eu sunt eu, ce, practic tot ceea ce am sunt eu. Și atunci știu că ce s-ar putea întâmpla, eu atât timp cât eu sunt în viață, pot să fac lucrurile să meargă mai departe. Nu am frici materiale. Și nu sunt un om care sunt condus de anumite lucruri. Sunt condusă de mine și de din valorile. Ceea ce cred, de valorile mele. Da. Bineînțeles, familia e cea mai importantă pentru că cumva acei ani de acasă își spun sunt într-adevăr cuvântul și lor le datorez toată sănătatea mea, pe care o consider eu mentală, e datorată părinților mei. Foarte tare. Trecem la următoarea. Ok. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? Ah, aici este. Mi-aș dori și am ajuns de fiecare dată să mă gândesc dacă aș avea mintea de acum, atunci. Nu pentru că am făcut lucruri pe care le regret. I regret nothing. Asta este line-ul meu. I regret nothing. Dar să fie mai relaxată. Ideea de relaxare. Da, de relaxare mentală contează foarte mult. Atunci atragi foarte multe lucruri bune când ai acea răbdare și când ai acea înțelegere. Când știi că vei fi bine, cumva, da. Asta contează. Și să crezi pozitiv totdeauna. Eu sunt, nu văd niciodată partea rea, optimist. Ci tot timpul, da, the good side. Ok. Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești prima oară și de ce crezi că a reușit? O să revin la Anastasia Soare. Te rog. A reușit pentru că am muncit foarte mult. Munca. Norocul, că trebuie să șansa, ai. Norocul. Șansa, trebuie să fie acolo. Și inteligența. Că altfel e mai greu. Acestea trei. Da, cred că da. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce își dorește? O metodă... Ne întoarcem la muncă, la perseverență, ambiție. Ambiție. Astea sunt ingredientele. Astea sunt ingredientele pe care trebuie să le dezvolți și pe care trebuie să le depui în fiecare zi. În practică. Da. Ultima întrebare, Andreea. Da. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dorit să te întrebe? Asta este foarte... O să-ți dau un... Mi se pare ceva foarte amuzant pentru că lucrez în modă și în beauty. Da. Foarte multă lume își imaginează și se gândește că stau toată ziua, mă machiez, mă îmbrac și e foarte frumos. Iar eu sunt cea care ajung de foarte multe ori să-mi fac lucrurile în foarte mare grabă, să-mi fac self-maintenance. Da. Practic, lumea nu mă întreabă, asta mi se pare un lucru pe care mă laudă, când fac lucrurile, adică când fac lucrurile astea de beauty, ceea ce ne plac, practic sunt plăcerile, cred că, ale fiecărei fete, dar nu ajung să le fac atât de mult cât probabil cineva și imaginează. Mi-ar plăcea să mă întrebe cineva dacă chiar le fac așa cum le face un client la normal. Superlativ. Wow. Ajung de multe ori să sun și nu există loc pentru mine în salon, ceea ce mă bucură. Este cea mai mare bucurie când nu găsesc un loc disponibil. Da? Când sun și îmi zic astăzi nu pot să vii. I love it. Pentru că asta înseamnă că lucrurile funcționează bine și prefer să-mi fac unghiile singură, dar să știu că salonul e ocupat 100%. Ce tare.
sau să știu că la fel avem clienți și de multe ori se întâmplă la fel în magazinul de în Victoria Gallery, da. Când lumea își imaginează că am foarte mult timp pentru, nu știu, probă, haine sau, și îmi cumpăr tot timpul de la mine din magazin, dar îmi cumpăr atunci când am nevoie, de cele mai multe ori vin și mă uit, e un becar, ceva nu e în vitrină, niciodată nu vin să stau să mă probez sau să mă îmbrac, ci totul este scanez legat rapid de... Și... Da, nu pot să mă relaxez în magazin pentru că avem treabă. Avem treabă. Da. Bine, Andreea. Eu super mulțumesc, e și gata, ăștia suntem. Mersi mult, mi-a și făcut plăcere și e foarte interesant. Sper să fie interesant pentru toată lumea. Așa să fie. Și să vadă o... Nu cred că am spus ceva diferit. Ai avut invitați foarte interesanți și sunt sigură că o să ai și de acum înainte. Însă sper că răspunsurile mele să fie cumva apreciate și, nu știu, să dea de gândit într-un mod pozitiv tuturor. Așa să fie. Mersi. Și eu. Yay!